Capitolul 7. Sfârșitul Sfințirii Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mistuit arderea de toți și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea lui ține în viac. Împăratul și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Împăratul Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu. Preoții stăteau la locul lor, și tot astfel și leviții, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de Împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul, zicând: Căci îndurarea lui ține în viac. Preoții sunau din trâmbiță în fața lor, și tot Israelul era de față. Solomon a sfințit și mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile. Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea șapte zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el venise o mare mulțime de oameni de la intrarea Hamatului până la pârâul Egiptului. În ziua a opta au avut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut-o șapte zile și sărbătoarea tot șapte zile. În a 23-a zi a lunii a șaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulțumit de binele pe care îl făcuse domnul lui David, lui Solomon și poporului său Israel. Dumnezeu se arată lui Solomon. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi culoare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie, și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis, niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va zice pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Capitolul 8. Cetățile zidite de Solomon după 20 de ani, în timpul cărora Solomon a zidit casa Domnului și casa lui însuși, a întărit cetățile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. Solomon a mers împotriva Hamatului la Tsoba și a pus stăpânire pe ea. A întărit Tadmorul în pustie și toate cetățile care slujau ca cetăți pentru merinde în Hamat. A întărit apoi Bethoronul de sus și Bethoronul de jos, ca cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare. Baalatul și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde și care țineau de el, toate cetățile pentru care, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara al cărei stăpânii era. Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiți, din amoriți, din fereziți, din heviți și din iebusiți, care nu făcea parte din Israel, pe urmașii lor care rămăseseră după ei în țară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oamenii de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. Solomon n-a întrebuințat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oamenii de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai mari carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinați să privegheze peste el erau în număr de 250. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis, nevastă mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Rânduia la slujbei. Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului, pe altarul Domnului, pe care îl zidise înaintea pridvorului. Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său David, cetele preoților după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în fața preoților și pe ușieri împărțiți la fiecare ușă după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. Solomon a plecat atunci la Ețion Gheber și la Elot pe țărmul mării în țara Edomului și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo 450 de talanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. Capitolul 9. Împărăteasa din Seba Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea una lai foarte mare, și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările, și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să-i lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce-i slujau și paharnicii lui și hainele lor și treptele pe care se suia la casa Domnului. Uimită, ea a zis împăratului, Era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt pururia înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de Domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie. Pentru aceea te-a pus împărat peste el ca să faci judecată și dreptate. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon care au adus aur din Ofir au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa domnului și pentru casa împăratului și arfe și alăute pentru cântăreți. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în țara ei, ea și slujitorii ei. Avuția, înțelepciunea și mărimea lui Solomon Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur, afară de ce de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur bătut și alte 300 de scuturi de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 300 de siclii de aur. Și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare de aur care se ținea de scaunul de domnie. De fiecare parte a scaunului erau răzimători, lângă răzimători erau doi lei și pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau 12 lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint. Argintului nu i se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon. Căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram. Și la fiecare trei ani veneau corăbile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului prin bogățiile și înțelepciunea lui. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri. Așa era în fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpânea peste toți împărații, de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie din Egipt și din toate țările se aduceau cai pentru Solomon. Moartea lui Solomon Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo și în descoperirile prorocului Iedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi, Solomon a adormit cu părinții lui, și l-au îngropat în cetatea tatălui său, David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Amin.